Odată cu decizia luată la nivel central ca în acest an elevii să nu se mai întoarcă la cursuri, autoritățile din Argeș au căutat o soluție de folosire a banilor alocați programului Laptele și Cornul. În județul Argeș sunt peste 6.000 de elevi. Prioritatea dintre aceștia o constituie, pe de o parte, clasa a 8-a, unde elevii din clasa 8-a vor avea în câteva zeci de zile evaluarea națională și implicit cei de clasa 12-a sau 13-a, care vor parcurge etapele bacalaureatului. În egală măsură, în plan secund, fondurile pot fi alocate pentru toți copiii. În acest context, Inspectoratul Școlar Județean Argeș a inițiat campania Fă un copil fericit, adu-i școala mai aproape și a transmis o solicitare de sprijin și Consiliului Județean Argeș. Noi, Consiliul Județean, vrem să alocăm o sumă importantă de bani, mai exact aproximativ 1 milioane de lei noi, motiv pentru care am inițiat un demers printr-o scrisoare deschisă adresată Guvernului României pentru a iniția de îndată o ordonanță de guvern privind alocarea acestei sume importante pentru tablete și pentru infrastructura atât de necesară pentru toți copiii, indiferent că se află în mediul rural sau că se află în mediul urban. Ca urmare a acestei cereri, Consiliul Județean Argeș a transmis o scrisoare deschisă Guvernului României prin care solicită inițierea unei ordonanțe de guvern prin care să li se dea posibilitatea consiliilor județene de a folosi banii disponibili rămași ca urmare a suspendării programului Laptele și Cornul. Aproximativ 8 milioane de lei ar putea fi astfel folosiți pentru tablete, calculatoare și conexiune la internet pentru elevii care nu au astfel de dotări.